Hai salut bă băieți, astăzi facem și noi un tutorial setările mele de la OBS, că am văzut că mai mulți mi-ați cerut și vreau să vă arăt ce setări am eu la OBS-ul ăsta, sunt făcute de mine dar, na, nu știu, sper să vă fie bune și vouă, că depinde oricum acum și de ce placă video aveți, de ce procesor și de mai multe componente ale calculatorului Că na, dacă aveți un PC cartof nu prea, nu prea vă recomand să faceți live sau sau filmări, bine, filmările, vedeți că filmările merg așa pe niște PC-uri mai slăbuțe Dar na, live-urile mai greu, că abia merg mie, adică despre ce vorbim, sincer acum Bun, hai să începem cu începutul uh, Cred că știe oricine cum se face o scenă, o scenă faceți, adăugați aici pe plus ăsta Bam, aici îi dați un nume uh, Dacă vreți să faceți o scenă cum am eu, de exemplu, aici Cu overlay-ul ăsta și cu webcam-ul și cu display-ul aici aveți nevoie de o poză, poza de la uh, Overlay, pe care mi-a făcut -o un băiat. Uh, display Capture și Webcam, adică, na, cred că știe toată lumea chestiile astea, sincer. Numai uh, să vă arăt uh, setările mele la... Mamă, lăsați -că așa că nu pot. A, ah, da, aici. Să vă arăt setările mele la Webcam. Că și la Webcam sunt destul de importante, să știți. Uh, avem o dată, ca să, aici la rezoluție trebuie să puneți Custom rezoluția maximă pe care o duce uh, webcam-ul meu, 1920, adică cred că duce și mai mult, dar se vede, da, se, vede, se vede o se vadă în lag în 30 de fps sau cea de genul. Dar, na, eu prefer mai mult FPS-uri decât uh, rezoluția mai mare. După avem FPS-urile de la web, trebuie să fie output, adică cele mai mari. Uh, video format eu l-am pe Any, Color Space Rec 709, Color Range Full, Buffering Auto Detect, Apply Rotation Data from Camera if any, aici la audio nu prea vă interesează că nu cred că vreți să vorbiți de pe, de pe webcam, sincer display capture și aici aici pur și simplu aveți monitorul, nu e nu nimica, nimica wow nu e nimic complicat să vă arăt, să, a stați așa să vă arăt o setare la microfon, deci setarea asta e top, deci fiți atenți, intrăm aici frumos, filters și avem gain și noise, noise gate aveți aici un buton de add, adăugați aici puteți să încercați, credeți mă că puteți să încercați absolut toate chestiile astea de pe OBS. Bă, vă ajută, vă ajută și chiar, chiar se aude mult mai clear sunetul. De exemplu, gain, stați așa, noi suppression nu. Bine, da, și uite, zice și aici că dacă îl avem pe RN noise ăsta, o să avem calitate mai bună, dar se folosește de CPU mai mult. Aici, noi suppression asta. nu se mai aude tastatura atunci când tastam bine. La mine se mai aude că se aude că l am pe low CPU, că na, mă joc și eu counter. Compresor avem, nu știu ce fac astea, sincer, dar știu că uh, le-am pus și mi se s auzi bine. Gain, uh, nu, știu, nu știu, nu știu, care e treaba, dar vă recomand să încercați. Avem gain pe 0, noise gate minus 32, minus 26, open, close, attack, hold, avem tot aici, noi suppression la minus 60, ratio, threshold, attack, release, nu știu ce s-a dar uh, Vă încurajez să le folosiți uh, Bun, ce mai... Hai să trecem acum la setările, setările de la video Avem o dată la general Aici și aici sunt niște setări pe care trebuie să le facem uh, Stați așa să căutăm Nu știu unde am schimbat toate setări. Sau la general nu erau Nici deci nu mai știu Ok, hai, trecem la, la stream Aici dați un connect account da, Trebuie să folosiți stream queue Stream queue nu vă arăt unde se găsește Că cred că știe cam toată lumea după mergem la output, avem aici la output pe streaming sau pe recording, depinde ce vreți, recording, uh, de exemplu aici la recording aveți să astea, bine, eu nu pot să le mai schimb acum că filmez. Uh, locația unde se salvează, MP4, vă recomand tuturor, audio track 1, encoder, use stream encoder, deci practic uh, streaming e mai important aici. Bun, hai să trecem la asta din la streaming. Encoder avem Nvidia pentru că asta e placa video, din ce știu, deci practic facem live pe placa video, nu pe procesor, că dacă am face pe procesor ar fi jale cu CSU. Aici să bifați asta Rescale Output și să puneți rezoluția 1920 pe 1080 sau cu care vreți să faceți live. Dacă vreți să faceți live cu 2K, puneți 2K, 4K, tot așa. După avem aici, astea iar sunt foarte importante și eu mi-am pus 8000, 8000 bitrate. Nu știu dacă suport YouTube-ul atâta, dar na, mi-a zis că se declin clean. Eu mă bucur, sincer. La Rate Control să puneți CBR, bitrate 8000 sau, bine, dacă aveți un net mai slăbuț, 6000, 5000 cred că ar fi ok frame interval 0, preset fastest. Bine, aici, pentru că, am, pentru că mă joc CSGO, normal, am o calitate mai proastă, să zicem așa, deși se vede bine. Uite, la, la tuning am high quality, după vine multipass mode single pass, profile high și psycho visual tuning să-l să, l să, l să l activați. GPU 0 și max B frames 2. Bun, hai să trecem la uh, audio aici, aici nu cred că am schimbat nimic, nu? Nu. La audio aici, frumos. Aici iarăși nu cred că am schimbat nimica. Nu, nu, nu am schimbat nici aici nimica. Hai să mergem la video și aici sunt destul de importante. Aici puneți base canvas, adică rezoluția de la monitorul vostru. 1920 pe 1080 eu atât am. Și output uh, scaled resolution, tot rezoluția de la monitor. Sau dacă, nu știu dacă funcționează, dacă, aveți un, dacă vreți să filmați în 2K. Dar cred că merge dacă vreți să filmați în 2K, să schimbați aici 2K după aveți downscale filter, resolution match, no downscale required și FPS să, bă, neapărat să pune 60, că dacă puneți în 30, o se miște live-ul, o se miște live-ul nasol dacă puneți în 30. Asta e problema. Bun, la hotkeys aici aveți uh, pur și simplu keybind-uri pentru start, uh, start, video sau start live. La accessibility aici n-am schimbat nimic și la advanced iară, iar erau niște chestii importante. La proces Priority aici să-l puneți pe Normal, dacă îl puneți pe High mi se pare că um, o să consume mai mult OBS-ul. Atunci eu îl țin pe Normal, deși cred că mai idle ăsta, dar idle ăsta nu cred că se o să miște bine pe live. Bun, uh, după la video avem Renderer Direct 3D 11, Color Format NV12, Color Space Rec 709 ca și la webcam, SDR White Level 300 nits. Color Range Limited, aici au mie nits. Și mai avem? File Name Formatting, asta nu, nu e prea... Dacă vreți să puneți delay, dacă vă jucați ropulă sau ceva și vreți să puneți delay, aveți aici Stream Delay, apăsați aici pur și simplu pe Enable și puneți aici durata. Eu recomand 40 de secunde cea de genul ca să, ca să fie protejat de Stream Sniper. așa. Aici aveți automatic, automatic reconnect dacă cumva vă pică internetul să-i să să dați pe Enable ca să, încerce, ca să încerce încă o dată să intre live. Și ce mai avem pe aici? Sources, Enable Browser, Source Hardware, asta cred că muncă din... dar nu contează că mi se mișcă bine. Uh, ok, cam astea ar fi, sincer. Uh, cam astea ar fi setările mele. A, da, și vă recomand să vă puneți desktop audio mai mic, cu un minus 7, 8, și gen genul, ca să nu se audă jocul mai tare decât uh, voi. Adică sunt să de jocul mai tare, practic, asta. Asta se întâmplă, sau oamenii cu care vorbești pe Discord sau chestii de astea. Că, destul de enervant dacă se iau de cineva mai, mai tare decât tine. E totuși live-ul tău, ceva de genul, dar, na, mă rog. Uh, boys, hai că nu vă mai țin atunci, cam astea au fost setările Studio Mode, nu știu ce e asta, că s a dat update la obs ăsta, să mor mă rog de mai înțeleg ce e asta. A, ah, lol, ia vezi, șmecherie, nu mai știu asta, chiar nu mai știu, dar oricum, atâta, au fost și cu video ăsta. Bă, sper că vor ajuta setările mele. Problema e că sunt făcute special pentru calculatorul meu, adică eu mi le-am făcut pentru calculatorul meu. Acum, ce rămâne de făcut e să căutați setările, să vedeți cât de bine se mișcă, să vedeți ce placă, ce procesor aveți și dacă vi se potrivesc, atunci e bine. Dacă nu aveți pic de lag, pic de frame dropuri, bine, deși eu n-am. Am uneori, dar asta, na, e... Ei... variază așa puțin. Na bine mă chat, hai că vă las și ne vedem, ne vedem, stați așa, vineri, 10 februarie, nu? 10 februarie, pe live, la ora 10 jumate. Vreau să ne jucăm acolo, Counter, poate mai dăm un 5v5 de la nebun. Hai, v-am salutat.